dacă într-o zi ai fi diagnosticat cu cancer și medicul ți-ar spune că ai o problemă de sănătate gravă și că ai nevoie imediat de o intervenție chirurgicală, de o operație, vreau să te întreb, ai accepta operația aceea? Și dacă medicul ți-ar spune că problema ta este atât de gravă încât dacă nu mergi la operație, există riscul să mori. Ai accepta să fii operat? Ai accepta să treci prin acea intervenție chirurgicală? Dar aș vrea să mai pun o întrebare. Găsim noi plăcere? Găsim noi bucurie și plăcere în această situație? Ați auzit un om care spune, sunt foarte bucuros astăzi pentru că merg la operație? Nu. Noi știm că operația este un lucru neplăcut. Nimeni nu se bucură să aibă parte de așa ceva. Dar în situația în care problema de sănătate este atât de gravă încât se poate sfârși prin moarte, sunteți de acord cu mine că noi am fi dispuși să dăm și bani grei, dacă este nevoie, și să suportăm orice durere, numai să fim siguri că la sfârșit cancerul acela a fost îndepărtat și noi suntem într-o stare de sănătate bună? Eu știu că noi așa procedăm cu toții. Și de multe ori suntem de acord ca din punct de vedere fizic, medicul să pună una pe noi, să taie, dar să producă durere și să scoată ceea ce este rău. Și suportăm cu răbdare lucrul acesta, pentru că noi vrem să trăim. Prieteni, gândiți-vă la lucrul acesta. Dumnezeu procedează la fel în lucrurile spirituale. Biblia ne spune în Evrei, capitolul 4, cu 12, că cuvântul lui Dumnezeu este asemenea unei săbii cu două tăișuri. Este asemenea unei săbii care taie adânc în carne. Și de multe ori cuvântul lui Dumnezeu, atunci când este rostit, poate să producă durere. Dar doresc să spun următorul lucru. Dacă există în inima ta idoli îndrăgiți sau păcate pe care le iubești și la care ții, care ți sunt dragi, cu care te-ai obișnuit, de care ai devenit dependent, interesul lui Dumnezeu este să scoată cancerul acela din inima ta, din viața ta. Pentru că dacă nu are loc această experiență, dacă nu are loc această operație, Biblia ne spune, plata păcatului este moartea. Va veni o zi când tu vei realiza că este prea târziu să mai faci ceva. Ați auzit de situații în care unii au fost diagnosticați cu cancer, dar era în ultima fază și a fost prea târziu pentru a mai face un anumit lucru? Așa se va întâmpla și spiritual cu mulți dintre noi. De aceea, haide să-i cerem lui Dumnezeu, Doamne, te rog astăzi, chiar dacă este dureroasă această experiență, chiar dacă este dureros să tai în carne vie, dar, Doamne, vreau mai bine să fiu tăiat, vreau mai bine să sufăr, mai bine să mă doară, acum, dar să renunț la păcatul meu, să renunț la acel lucru care mă poate duce la moarte veșnică. Și să-i cerem lui Dumnezeu să ne arate care sunt acele lucruri pe care trebuie să le dăm la o parte dacă vrem să fim salvați în Împărăția lui Dumnezeu. Doriți să fiți salvați în Împărăția lui Dumnezeu? Vreți că atunci când Iisus va veni pe norii cerului să vă bucurați de momentul acela și să-L așteptați pe Iisus cu multă ardoare, cu multă speranță, cu multă bucurie în sufletul dumneavoastră? Dacă noi vrem să ne bucurăm la venirea Lui, înseamnă că noi trebuie să acceptăm acum să renunțăm la multe lucruri sau la multe din plăcerile lumii acestea. Și așa cum bine știți, calea spre ceruri este strâmtă, este îngustă. Adică ne cere să renunțăm la multe din lucrurile pe care noi le iubim. Însă Dumnezeu nu ne cere să renunțăm la acele lucruri care sunt spre fericirea noastră, ci doar la acele lucruri care sunt spre nenorocirea noastră. Aș vrea că în această ocazie să răspundem la următoarea întrebare. Care este voia lui Dumnezeu sau ce spune Dumnezeu cu privire la spiritul de competiție și rivalitate?
Ce ne învață Sfânta Scriptură cu privire la această problemă? Aș vrea să încep cu un paragraf care se găsește în Instructorul de tineret de la pagina, este de fapt anul 1901, 31 ianuarie, care spune așa: Dumnezeu a hotărât ca ființele create de El să aibă activități, da, activități fizice și să lucreze. De lucrul acesta depinde fericirea lor. Tineri și tinere, tinerii și tinerele noastre nu au nevoie de jocuri precum ar fi cricketul, jucatul cu mingea sau orice alt fel de amuzament, care este doar o simplă, care nu aduce nimic altceva decât o simplă gratificare a eului personal. Deci tu ai prezint aici problema aceasta a jocurilor sportive. Și ea spune că orice formă de amuzament, orice joc, nu este necesar tinerilor. Aș vrea să citim împreună un pasaj biblic care ne arată care ar trebui să fie forța motivatoare în viața unui creștin sau în viața unui urmaș adevărat al Domnului Iisus Hristos. Vreau mai întâi să vă pun o întrebare. Avem de-a face aici, când vorbim despre problema aceasta a competiției, vreau să știți că competiția nu înseamnă doar sporturi, după cum vom vedea. Și nu este intenția mea ca în ocazia aceasta să vorbesc despre problema sporturilor într-un mod special. Ci aș dori să vorbesc despre spiritul competiției, care bineînțeles că are o legătură foarte strânsă cu tot ceea ce înseamnă sporturile de astăzi. Însă, vreau să vă pun o întrebare. Cine credeți că ar inventa un asemenea plan? Și vreau să fiți atenți la ceea ce spun. Cine ar face ca în situația în care eu vreau să câștig, dar hai să spunem că este un meci de fotbal, cine ar inventa acest plan ca în situația în care unul câștigă și se bucură, da? Este fericit pentru că el a câștigat, în același timp celălalt care a pierdut să fie trist și cu inima amărâtă. Cine ar putea inventa un asemenea plan? Ca eu să mă bucur în timp ce colegul meu suferă. Putem să vedem cu toții că planul acesta nu vine de la Dumnezeu? Și n-a fost niciodată voia lui Dumnezeu ca oamenii să fie în această luptă, în acest război continuu. Pentru că competiția, dragi prieteni, nu înseamnă altceva decât război. Este o luptă la diferite nivele. Aș vrea să citim împreună din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 14, unde Biblia ne spune așa: Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Sau așa cum apare în alte traduceri, ne constrânge. Ce înseamnă a fi constrâns? A fi constrâns înseamnă a avea o motivație suficient de puternică încât să fii, încât să acționezi. Vreau să vă dau un exemplu. Când vedeți o autostradă, da? Și vedeți mașini care trec acolo cu mare viteză, una după alta. Ce vă gândiți în mintea voastră? Care este acel lucru care face ca o mașină să se miște? Ce face mașina să fie în mișcare continuă? Este motorul, nu? Motorul mașinii ajută la mișcarea acelui obiect. Acum, aveți nevoie să vă duceți la mașinile pe care le vedeți și să le ridicați capota ca să vedeți dacă au motor sau nu? Așa procedăm? Nu. Simplu fapt că vedem o mașină în mișcare, care se deplasează, nouă ne spune că mașina aceea trebuie ca să aibă un motor. Fie că l-are în față, fie că l-are în spate, dar noi știm că mașina aceea are un motor.
Și motorul este forța care face ca mașina aceea să fie pusă în mișcare. Așa cum o mașină este pusă în mișcare, este animată, este motivată să acționeze datorită motorului, la fel un băiat, o fată, un adult, o femeie, un bărbat, pe cine vreți, la cine vreți să vă gândiți, un om poate să fie animat, poate să fie mânat să acționeze dacă are o motivație. Și în contextul acesta, motivația despre care ne vorbește Apostolul Pavel este dragostea. Dragostea față de Dumnezeu. M-aș bucura tare mult dacă noi am putea să ajungem în acea experiență în relația noastră cu Dumnezeu, încât să fim constrânși de această dragoste a lui Dumnezeu. Și atunci când noi facem o schimbare în ce privește dieta noastră sau îmbrăcămintea sau felul în care noi ne purtăm, în orice aspect al vieții noastre personale, atunci când facem aceste schimbări, noi să putem fi motivați de această dragoste și iubire pe care a împărtășit-o Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc un paragraf care se găsește în Educație la pagina 190. Și dacă aveți această carte la îndemână, v-aș sfătui să citiți tot capitolul. Începe la pagina 190 și merge până mai jos, undeva pe la pagina 200. Este un capitol foarte important care tratează problema competiției și a rivalității. Acum, este dorința mea ca noi să vedem în această ocazie care este planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, în această privință. Și vreau să ascultați ce spune Sora White cu privire la cele două mari motive care acționează în viața fiecărui om de pe acest pământ. Cu alte cuvinte, există doar două posibilități. Ori ești motivat de dragoste să acționezi și să faci anumite lucruri, ori dacă nu ești motivat de dragoste, înseamnă că ești motivat de motivul celălalt și motivul celălalt este opusul dragostei, adică egoismul. Acum ascultați ce spune Sora White. Ar trebui să priceapă, le spunea celor oameni, natura celor două principii care se luptă pentru supremație. Ar trebui să vadă cum această luptă trece prin toate fazele experienței omenești, cum el însuși dă pe față în fiecare împrejurare a vieții una dintre cele două rațiuni antagoniste și cum, fie că vrea sau nu, el hotărăște chiar acum de care parte a controversei va fi găsit. Deci în lupta aceasta dintre bine și rău, există două forțe care se luptă pentru supremație în inima fiecăruia dintre noi. Iar aceste două forțe, după cum vom vedea, sunt dragostea și egoismul. Sau dragostea și rivalitatea. Acum, vreau să fiți atenți la ceea ce spune mai departe, aceeași carte, Educație, la pagina 225. Acum, ca să înțelegem mai bine ceea ce spune citatul următor, aș vrea să vă gândiți așa. Ellen White vorbește în prima parte despre sporturile competitive. Da? Se referă la problema sporturilor în care este foarte multă competiție. Și apropo, nu există niciun sport fără competiție. Pentru că sporturile au fost create, au fost așezate, ca să spun așa, pe temelia competiției. La baza fiecărui sport stă competiția. Dacă nu este competiție, atunci el nu mai este sport. Și nu mai este interesant. De aceea nu putem vorbi despre sporturi fără să ne referim la competiție. Acum, Ellen White face aici o trecere și de la competiția manifestată în activități sportive, ea vorbește despre competiția care se manifestă în clasă, în rândul studenților, cu privire la diplomele de recunoaștere. Știți că și la nivelul acesta este o competiție teribilă, aș putea să spun? Este o competiție care se dă pe viață și pe moarte, care să fie mai bun, care să aibă rezultate mai bune. Și de aceea a și fost introdus sistemul acesta de note. Știți?
că în planul lui Dumnezeu nu există așa ceva? La Dumnezeu toți câștigă. La Dumnezeu nu există unul mai bun și unul mai rău. Dar vreau să vedem ce spune serva Domnului cu privire la această problemă. Ea pune o întrebare. Care este orientarea educației în vremuri ca acestea? Care este motivația la care se face cel mai adesea apel? Și acum răspunde. Egoismul. O mare parte a educației date nu este altceva decât o pervertire a numelui acesteia. În adevărata educație, ambiția egoistă, lăcomia de putere, nesocotirea drepturilor și nevoilor omului, care sunt un blestem pentru lumea noastră, găsesc o împotrivire fermă. Deci dacă eu merg într-o școală creștină, adventistă de ziua 7, și dacă eu vreau să primesc o educație adevărată, ar trebui ca în acea școală sau în acea instituție, atât în dreptul profesorilor, cât și în dreptul meu ca elev și a studenților, să văd o negare a acestor principii, care sunt principii lumești. Adică acolo n-ar trebui să văd ambiție egoistă, lăcomie de putere sau nesocotirea drepturilor și nevoilor omului. Dar oare este acesta adevărul? Haideți să citim mai departe. Planul lui Dumnezeu pentru viață include fiecare ființă omenească. Acum vreau să priviți la contrastul dintre cele două. În ceea ce privește spiritul competiției, care este prezent atât de mult în lumea noastră, dar din păcate și în biserică, există o luptă continuă, o rivalitate continuă între oameni, care este mai bun, da? Și care poate să urce mai sus și care poate să ajungă mai sus. Iar în acest spirit de competiție, numai unii pot să câștige, iar ceilalți pierd. Însă la Dumnezeu nu este așa. Spune că în planul lui Dumnezeu de viață, sau planul lui Dumnezeu pentru viață, include fiecare ființă omenească. Dumnezeu acordă fiecare ființe umane șanse egale. Și la Dumnezeu nu există competiție. La Dumnezeu nu există mai bun și mai rău. Pentru că Dumnezeu a împărțit daruri diferite. Faptul că oamenii nu sunt egali nu este o problemă, frații mei. Lucrul acesta l-a făcut Dumnezeu în acest fel, tocmai pentru că acolo unde este varietate și diversitate, putem să vedem mai clar frumusețea caracterului lui Dumnezeu și frumusețea planului pe care Dumnezeu îl are cu noi. Dar acum vreau să fim atenți. Vreau să citim în continuare din paragraful acesta și vreau să desprindem o lecție deosebită și să înțelegem un adevăr deosebit de important. Deci câți oameni au loc în planul lui Dumnezeu conform acestui pasaj? Toți oamenii în mod egal. Acum, haideți să ne gândim puțin la modul în care procedează lumea. Ați observat adesea că sunt oameni care dacă sunt într-o goană din acestea după o anumită poziție, să spunem, da? Și vor să ajungă undeva în vârf. Știți ce fac ei? Dacă există oameni în calea lor care le pun piedici, se vor asigura că oamenii aceia trebuie împinși la o parte. Iar dacă nu se întâmplă așa, îi vor folosi pe oamenii care îi întâlnesc ca sprijin ca ei să urce mai sus. Adică îi calc în picioare pe ceilalți, calc peste ceilalți pentru ca eu să ajung tot mai sus. Acesta este spiritul lumii. Și aceasta este spiritul competiției și al luptei pentru supremație. Acum, ceea ce este cel mai trist și lucrul la care am vrut să mă refer în această ocazie, este că acest spirit nu este întâlnit doar în societate, nu este întâlnit doar în politică, nu-l vedem doar în alegerile parlamentare, ci lucrul acesta este atât de mult prezent în mijlocul nostru și mă refer în mod special acum la biserică, în cercuri creștine, în lucrurile religioase, frații mei, când este vorba de alegeri, la nivel de conferințe, la nivel de uniuni, la nivel de biserică, acest spirit de competiție se manifestă și aproape că dacă ești prezent în locurile acelea, nu vezi nicio diferență între aceia care spun că sunt creștini și ceilalți. Dar vreau să vă spun că este mai rău decât atât.
Pentru că dacă competiția aceasta o vedem manifestată la cei lumești, lucrul acesta este normal până la urmă. Ei sunt conduși de puterile întunericului veacului acestuia. Dar când vedem acest spirit manifestat în rândul copiilor lui Dumnezeu, în lucrurile religioase, acest lucru este un sacrilegiu, frații mei. Și Dumnezeu să ne ierte pentru că noi dăm pe față acest spirit de multe ori în mijlocul nostru. Dar mai grav decât atât este situația în care noi încurajăm pe tineri, băieți și fete, organizăm întâlniri și tabere unde îi chemăm pe tineri și îi încurajăm la astfel de activități competitive. O, cât de mult greșim în privința aceasta, frații mei. Și Dumnezeu caută, cum spuneam la început, prin aceste îndemnuri, avertizări, învățături, caută să ne întoarcă înapoi de pe o cale greșită. Citeam undeva un paragraf odată care spune că ori de câte ori tinerii se angajează într-o activitate sportivă sau într-o distracție din aceasta, în aceste distracții, în aceste petreceri sau anumite activități ușuratice, în care sunt râsete și vorbe goale și așa mai departe, ori de câte ori se întâmplă lucrul acesta, Duhul Sfânt este îndepărtat. Duhul Sfânt pleacă de la ei. Acum imaginați-vă, trăim într-un timp când avem nevoie din ce în ce mai mult de prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Avem nevoie ca El să lucreze în inima noastră și, așa cum spuneam, să scoată ceea ce este rău și să ne pregătească pentru ziua cea mare a venirii lui Iisus. Iar noi, prin acțiunile noastre, îl scoatem pe Duhul Sfânt afară din viața noastră. Vă dați seama ce poate să însemne lucrul acesta? Dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Am să vă citesc următorul paragraf din această pagină, dar aș vrea să mai înțelegem ceva. Când vorbim despre problema aceasta despre care ne amintește sora White în acest paragraf, a competiției, vreau să observați ceva. Există această motivație a egoismului, care, așa cum spuneam, îl face pe om să desconsidere toate celelalte lucruri, nu-l interesează ce se întâmplă în jurul lui. Ținta lui este să ajungă cât mai sus. Chiar dacă, așa cum spuneam, este nevoie să-i calce pe ceilalți în picioare, să-i facă să sufere, să le zdrobească inima și sufletul. Nu contează lucrul acesta. Acum, știți că Hitler, Napoleon, Stalin și alți oameni au procedat în acest fel? Pentru ca ei să ajungă tot mai sus și ca să-și realizeze ambițiile lor personale, milioane de oameni au trebuit să moară. Au trebuit să piară. Să fie uciși. Acum nu spun că noi am face lucrul acesta. Însă se întâmplă adesea ca noi, chiar dacă nu ucidem o persoană, îi producem o anumită rană, poate chiar fizică. Sau dacă nu îi producem o rană fizică, îl lăsăm cu inima frântă, pentru că noi am dorit să câștigăm, am dorit să fim primii într-o anumită situație. Și făcând lucrul acesta, noi producem durere aproape de nostru. Acum, este acesta modelul divin? Este acesta planul lui Dumnezeu pentru viața noastră? Ascultați! Planul lui Dumnezeu pentru fiecare viață include... Pentru viață, mă scuzați, include fiecare ființă omenească. Fiecare dintre noi are datoria de a-și folosi talanții la maximum. Iar credincioșia în acest lucru, fie că darurile sunt multe, fie că sunt mai puține, conferă dreptul la cinste. Vreau să deschideți în Matei capitolul 25 și aș vrea să vedeți un lucru interesant. Avem aici pilda talanților. Ne amintim ce s-a întâmplat, da? Stăpânul acesta se pregătește să plece într-o țară îndepărtată, vine la slujitorii săi și le încredințează talanți. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia i-a dat 2 talanți, altuia i-a dat 1 talant. Acum, distribuirea acestor talanți este făcută după puterea fiecăruia. Și nu este nimic greșit în planul lui Dumnezeu că unii au primit daruri mai multe și alții mai puține. Pentru că aceia care au primit mai multe, au primit ca să-i binecuvinteze pe cei care au mai puține. Și lucrul acesta este un echilibru minunat. Însă vreau să observați, în momentul în care stăpânul se întoarce, în versetul, vreau să citim împreună versetul 21, uitați ce spune stăpânul primului
primului rob, acelui care a primit 5 talanți. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Deci, stăpânul îl apreciază sau răsplătește pe robul care a primit 5 talanți. Este adevărat că robul care a primit 5 talanți a făcut mult mai mult decât acela care a primit 2. Dar ceea ce vreau să observați este că răsplata este aceeași. Dacă citiți versetul 23, celui de-al doilea stăpânului spune același lucru ca și primului rob. Ceea ce înseamnă că răsplata noastră, atunci când vom fi salvați în împărăția lui Dumnezeu, este egală. Dumnezeu nu răsplătește pe unul cu mai mult și pe altul mai puțin. Dumnezeu are aceeași răsplată pentru fiecare. Iar pentru că lucrurile stau așa, când vine vorba de împărăția lui Dumnezeu, de principiile împărăției lui Dumnezeu, la Dumnezeu nu există competiție. O, dacă noi am crede și am înțelege lucrul acesta, câtă îngrijorare și cât stres ar fi înlăturat din viețile noastre. Cunosc oameni care au o neliniște continuă în inima lor. Pentru că omul acela face lucrul acela mai bine decât mine. Sau pentru că fratele X este acum președinte și vreau și eu să fiu președinte. Sau pentru că sora nu știu care este profesoară la nu știu ce universitate și aș vrea și eu să-mi predau acolo. Frații mei, de unde e spiritul acesta de competiție? Știți care este una din cauzele principale pentru care noi suntem în această problemă? Este pentru că noi mai întâi n-am înțeles că Dumnezeu are un loc special pentru fiecare dintre noi în planul Său. Și atunci când tu nu înțelegi care este locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine și motivul pentru care Dumnezeu te-a adus la existență este ca tu să ocupi acel loc, repet din nou, motivul pentru care tu ești în acest stres continuu și în această agitație continuă, neliniștea inimii tale, este pentru că tu nu știi care este planul lui Dumnezeu cu tine. Tu n-ai descoperit încă locul tău. Dar atunci când tu vei descoperi care este locul tău, tu nu vei avea nicio teamă. Nicio promovare nu va reuși să te miște de la locul tău. Și nicio amenințare nu va reuși să te dea la o parte din poziția aceea. Pentru că Dumnezeu urmărește să-și împlinească planul său cu viața ta. Și numai tu poți să ocupi locul acela. Pentru că ai fost creat pentru acel loc, pentru acea activitate. Aș vrea să ne apropiem de încheiere. Vreau să vă citesc un alt citat din aceeași carte, Educație, pagina 225. În planul lui Dumnezeu nu există vreun loc pentru rivalitate egoistă. Cei care se măsoară pe ei înșiși după etalonul propriei persoane și se compară la fel cu ei înșiși, nu sunt înțelepți. Deci încercarea aceasta de a mă compara cu X, cu Y și așa mai departe. Ellen White spune că nu este un lucru înțelept. Dumnezeu nu ne cheamă să ne comparăm unii cu alții. Tot ce face o persoană trebuie împlinit după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Așadar, vreau să repet încă o dată. Ideea aceasta ca eu să fiu fericit în detrimentul altuia sau ca eu să fiu fericit în timp ce altul este trist și amărât, în timp ce altul este descurajat, dezamăgit, nu este și n-a fost niciodată în planul lui Dumnezeu. Aceasta vine direct de la Satan. El este acela în ceruri care a nutrit primul această semință a egoismului, această motivație egoistă. El a vrut să se înalțe mai presus de Dumnezeu. Frații mei, nu vedeți cum se transmite lucrul acesta, cum se vede astăzi în lumea noastră și în lumea creștină și chiar în bisericile noastre, cum se vede manifestat acest spirit al lui Satana? Ascultați cum se încheie paragraful. Prețioasă este slujirea și educația dobândită când se aplică aceste principii. Dar cât de diferită este educația dată acum? Acum vreau să ascultați, el nu mai te atinge aici sau pune degetul pe o altă problemă. Din primii ani de viață ai copilului, se face un apel la întrecere și rivalitate și acestea hrănesc egoismul care este rădăcina tuturor relelor.
Aș vrea să vă explic ce spune paragraful acesta. Spune că încă din primii ani de viață copilul este încurajat în acest spirit al rivalității. Să spunem că da, Timotei a intrat în clasa 1. Începe să învețe, zi de zi merge la școală, se întoarce acasă. Și bineînțeles, părinții sunt nerăbdători să-l vadă pe Timotei că are rezultate bune. Și Timotei vine acasă și aduce carnetul de note. Și mama lui Timotei se uită la carnetul de note și spune, da, nota 8, nota 7, nota 8, nota 6. Și parcă e nemulțumită în sufletul ei. Dar copilul meu trebuie să poată mai bine de atât. Și știți ce va spune mama lui Timotei? Timotei, te rog, învață mai mult. Studiază mai mult. Fă mai mult lucrul acesta. Și insistențele acestea ale mamei și ale tatălui, da, împreună părinții, insistența aceasta ca Timotei să facă mai mult, îl va determina pe Timotei să învețe mai mult. Dar vreau să vedeți, când părinții fac lucrul acesta, ei au în minte un lucru. Ei nu vor ca Timotei să rămână ultimul, ci ei vor ca Timotei, dacă este posibil, să fie primul în clasă. Așa încât toată lumea să spună, Timotei este cel mai bun. Și profesoara să spună la fel. Și făcând în felul acesta, zi de zi, ei încurajează spiritul competiției încă din primii ani. Iar dați-mi voie să vă spun, dragi prieteni, dacă spiritul competiției pătrunde și intră în inima unui copil la vârsta aceea fragedă, va fi foarte greu ca tu să mai scoți din inima lui problema aceasta. Starea aceasta. Spiritul acesta pătrunde și cuprinde întreaga ființă. Și veți descoperi că oamenii manifestă competiție la toate nivelele. Un om care are în el spiritul de competiție și rivalitate nu dă pe față lucrul acesta doar în sporturi, ci în absolut toate problemele vieții. Și Timotei crește în felul acesta. Și se mai întâmplă ceva. Dacă în clasa lui Timotei sunt copii care sunt mai puțin deștepți, da? Iar Timotei deja oricum este deasupra lor, nu este o problemă atât de mare. Pentru că Timotei deja este primul, da? El face față la situația aceea. Dar dacă există elevi care sunt mai buni decât el și care dau dovadă de o inteligență mai, da? Mai ascuțită, atunci lucrul acesta devine o problemă. Și Timotei este încurajat să lupte pentru ca să fie primul. Vreau să fac o remarcă aici. Există acest proverb. Da? Bine, este și un principiu biblic, într-un anumit fel. Dar trebuie să fim atenți cum îl înțelegem. Unde oamenii spun că tu trebuie să fii cap și nu coadă. Și e adevărat că și Dumnezeu spune lucrul acesta, într-un anumit fel. Însă, frații mei, Dumnezeu nu ne învață ca noi să fim cap prin competiție și prin rivalitate, prin încercarea de a-i da pe ceilalți la o parte și a-i face să piardă pentru ca eu să câștig. Și chiar stau și mă întreb uneori, oare nu poate un copil să învețe, de exemplu, anatomie de dragul anatomiei? Adică când copilul acela studiază corpul uman, n-ar putea ei de dragul acelui studiu, faptul că poate să învețe despre cum funcționează ochiul, cum funcționează organele corpului nostru, cum am fost creați în chipul acesta minunat de Dumnezeu, n-ar putea el să învețe lucrul acesta fără să existe în el spiritul de competiție? Sau nu poate un copil sau un tânăr să învețe mecanică de dragul mecanicii fără să fie în competiție cu celălalt că vrea să fie mai bun ca el? Observați, frații mei, ce vrea să spună Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca noi să facem toate aceste lucruri, dar să le facem fără spiritul de competiție. Și așa cum vă spuneam, competiția este prezentă în toate lucrurile, în toate problemele vieții noastre. Avem nevoie să rugăm pe Dumnezeu să ne elibereze de spiritul acesta. Pentru că toți cei care sunt mânați de spiritul competiției și al egoismului și care sunt motivați de lucrul acesta, nu vor fi niciodată în împărăție, vă găsiți niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va duce niciodată pe nimeni acolo care are spiritul competitiv, pentru că Dumnezeu l-a scos pe Satana și îngerii lui de acolo tocmai pentru această problemă. Dumnezeu vrea ca noi să ne vindecăm de spiritul acesta.
Și așa cum vă spuneam, este cu atât mai rău când spiritul acesta pătrunde în rândul nostru. În instituțiile noastre, în școlile noastre, la nivel de conferințe, uniune, nu contează unde este prezent, da? Poate fi și în familie, poate fi și în biserica mea locală, poate fi și mai sus. Oriunde ar fi, frații mei, vreau să înțelegem un lucru. Nu este planul lui Dumnezeu ca noi să fim în spiritul acesta. Și așa cum am citit în 2 Corinteni, capitolul 5, cu 14, Dumnezeu vrea ca noi să fim constrânși, motivați de un singur lucru. Și aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să alegem să fim asemenea lui Iisus, despre care Biblia ne spune, El n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Dumnezeu să ne ajute să urmăm exemplul Lui.